Bine v-am găsit. Voi face azi o rețetă de ou umplute cu brânză de vaci și ardei umpluți cu brânză de vaci. E o rețetă rapidă, foarte gustoasă și foarte potrivită pentru mesele de Crăciun, Revelion. Am să fac pentru prima dată o maioneză din lapte și ulei de floarea soarelui procesat la rece. 100 de mililitri lapte și 200 de mililitri ulei. Voi amesteca cu blenderul. Deja e foarte viscoasă. Am pus maioneza pe care am făcut-o într-un bol curat. Am să pun o linguriță de muștar. Și eu obișnuiesc să adaug după aceea smântână. Smântână puteți să puneți oricât de multă. Am să pun 4 linguri pline cu vârf. E o maioneză mult mai bună decât cea cu gălbenuș de ou. În primul rând, mai sănătoasă. Pun și puțin turmeric pentru culoare. Deci maioneza se face foarte ușor, nu există riscul să se taie. Deci pun maioneza deoparte și acum iau brânza de vaci, am aici 600 de grame brânză de vaci. Am să pun o jumătate de ceapă răzuită pe răzătoarea mică. O linguriță rasă de sare și cu o jumătate de linguriță piper și boia. Dacă vă place chimionul, puteți să puneți și chimion. Deci eu de obicei ouăle umplute le fac doar cu brânză de vaci. Este mult mai sănătos așa și sunt mult mai gustoase. Am văzut foarte multă lume face cu pate. Mi se par foarte grase, scârboase. Așa, și acum prima dată voi umple ardeii. Am să pun câte un ou în ei și umplu cu brânză. Am umplut cu crema de brânză arbușurile și am pus în ardei câte un ou și am umplut cu brânză. De data aceasta am lăsat gălbenușurile, le voi folosi la alt preparat. Se pot pune și gălbenușurile, dar așa e mai convenabil pentru cei care aveți probleme cu colesterolul. Și fac doar cu arbușul și cu crema de brânză. Voi tăia ardeii și am să-i pun alături. Cum voi pune maioneză peste ouăle umplute și feliile de ardei cu brânză și ou. Și aceste trei bucăți le bag în vas împreună cu maioneza separat. Acesta este aperitivul, este foarte gustos, arată foarte bine. Opțional puteți să băgați gălbenușul în maioneză sau să-l lăsați pentru alte preparate. Sau să-l folosiți în crema de brânză, cum preferați.